Mulțumesc, Tatiana, mulțumesc în primul rând că ne-ai invitat la această carte, care este în felul ei cu totul deosebită de celelalte volume colective care există. Ai spus să-i dau cuvântul Ioanei Cârbulescu, care și în mintea mea continuarea era care va repeta ceea ce a spus și la lansarea de la Cismigiu. Le cer scuze celor care eventual au participat, dar am fost asigurată că e alt public decât la Cismigiu. Totuși, un mic lucru voi adăuga. Cum a spus și Tatiana, cartea asta nu e o carte de paranormal, așa cum e vulgarizat el în tot felul de reviste sau pe la posturi de televiziune. Acum că se apropie sfârșitul anului, o să fie o armată de zodieri, numerologi și așa mai departe, care vor spune care mai de care niște bazaconii de care te iei cu mâinile de cap. Și tocmai pentru a vă așeza în orizontul corect al acestei cărți, voi spune două întâmplări cu fizicieni. Una este cu Richard Feynman. Richard Feynman, pe care îl admir foarte mult, nu credea în coincidențe care nu pot fi explicate fizic. Și la un moment dat, o doamnă i-a povestit o întâmplare că o rudă de ei primise un ceas de ziua ei, un ceas cumpărat de la exact pentru ea, destinat ei, și că acest ceas s-a oprit complet, a murit pur și simplu, în ora, minutul, secunda în care a murit și stăpâna lui. Și Richard Feynman explica lucrul acesta prin faptul că, desigur, orice obiect are o viață a lui și prin pură coincidență. Ceea ce nu a explicat, și de aici începe inexplicabilul din această carte, este cum de tocmai atunci a fost cumpărat ceasul și dat acestei persoane ca timpurile să se oprească în aceeași secundă. Aici este problema. Dar mult mai simpatică este întâmplarea cu Bohr, cu fizician, celebrul fizician Bohr, care avea o cabană la munte și avea o podcoabă pe ușă. Și lumea se mira că un fizician, un om rațional care explică toate fenomenele și pune o podcoabă pe ușă. Cineva mai îndrăzneț i-a spus: domnule Bohr, cum se poate? Un om de talia dumneavoastră, un gânditor, un om absolut rațional, cum se poate să aibă o podcoabă pe ușă? Credeți că aduce noroc? La care Bohr a răspuns: vai, nici de cum să cred așa o prostie, cum să cred că aduce noroc o podcoabă. Dar am auzit că aduce noroc și celor care nu cred lucrul acesta. Așa trebuie luat oarecum și această carte, dar oricum în istoria gândirii inexplicabilul a fost o preocupare și mai ales în istoria scrisului, în istoria literaturii. Începând de la vechi evrei, care considerau, nu puneau accent, în Vechiul Testament nu se pune accent pe miracolul în sine, deci sunt multe miracole povestite, ci pe valoarea lor de semn, de interpretare, trecând pe la templele egiptenilor, care se ocupau cu ezoterismul, ajungând la vechii greci, la cele două porți, poarta de corn și poarta de fildeș a viselor. Veți vedea că și în această carte sunt foarte multe vise povestite și unele cu valoare premonitorie, altele pur și simplu tot așa inexplicabile. Trecând apoi la renaștere, când înflorește și
alchimia până la începutul modernității. Nu mai vorbim de simboliști pentru care totul era corespondență, totul depindea de sufletul universal. Și hai să ne apropiem de noi, gândiți-vă la Lucian Blaga și tot ce e neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari și așa mai departe. Nu putem ignora această latură extrem de clară a istoriei, gândirii și omenirii, pentru că pur și simplu noi nu putem explica tot ce este în viața noastră. Nu avem cum să explicăm, începând cu de ce suntem aici și așa mai departe. Eugen Ionescu are un pasaj foarte, el s-a ocupat cu aceste lucruri, a și scris despre lucruri inexplicabile în viața lui și are un pasaj în care vorbește despre inexplicabilul de a fi aici, aș spune inexplicabilul de a ne afla acum cu toții în această situație, inexplicabilul de a fi tu însuți și nu celălalt și așa mai departe, adică inexplicabilul lucrurilor banale care ne înconjoară, nu lucrurilor miraculoase. Marius Chivu are un text de felul acesta, l-am laudat la Cismigiu, deci nu-l mai laud acum. Cartea în sine este foarte bună, nu vă veți plictisi. Eu am citit-o în două zile, mi-a plăcut foarte mult. Sunt toate textele, în mod ciudat, pentru un volum colectiv, toate textele sunt bune. Toate textele, în sensul că de obicei unii scriu mai cu piept și unii mai fără piept într-un volum colectiv. Aici mi s-a părut că toată lumea a scris cu piept și a povestit lucruri minunate. Mă grăbesc să dau microfonul mai departe, cu el dau, lui Marius Chivu.